Artista a vorbit și despre neînțelegerile care apar în familia lor, mai ales că Robert, un berbec convins, este destul de greu de convins că nu are dreptate de fiecare dată. Însă interpreta are grijă să aplaneze situația de fiecare dată și cu argumentele potrivite, să-și îmbuneze soțul. Chiar dacă este o femeie admirată de mulți bărbați, gelozia nu este o problemă în familia Mariei Constantin, ba dimpotrivă. Partenerul ei de viață o însoțește la toate evenimentele. La rândul ei, nici artista nu este o fire geloasă. Îi oferă soțului toată libertatea de care are nevoie. Soțul meu nu este gelos, pentru că tot timpul merge cu mine la evenimente. Suntem împreună. El știe în ce s-a băgat, ne râde, dar noi oricum am discutat despre asta foarte mult. El este un om cu capul pe umeri și realizează că, într-adevăr, acesta este un domeniu în care oamenii te privesc. Bărbații se uită, la urma urmei. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, dar totul se rezumă la privit. Mi s-a întâmplat de multe ori că atunci când sunt la evenimente să primesc propuneri indecente de la domni, dar asta se întâmpla mai mult atunci când eram singură, pentru că mergeam singură la evenimente, nu eram însoțită. Mă vedea o femeie singură și au încercat mai mult decât a fost cazul. Acum, domnii au altă atitudine, când văd că ești o femeie măritată. Ai un alt statut. Nici eu nu sunt geloasă. El are toată libertatea din lume. Dacă noi suntem căsătoriți, asta nu înseamnă că acel contract ne limitează în vreun fel. Dacă cineva vrea să înșele, înșală și cu tine de mână. Mai bine îi ofer toată libertatea. El trebuie să realizeze singur dacă își dorește să rămână lângă familie sau își dorește să o ia pe alte cărări. Acolo se vede și maturitatea, dorința de a fi o familie. Există și la noi în familie discuții. Nu aș putea să le spun certuri. Sunt multe momente în care avem contradicții. El este de o părere. Eu sunt de altă părere. El este un om super maleabil. Ajungem de fiecare dată la un numitor comun. De regulă, eu sunt cea care las de la mine. Sunt măritată cu un berbec, dar sunt puține momentele în care nu ne înțelegem. Robert îmi oferă multe lucruri, inclusiv materiale, care știe că îmi plac, dar cel mai important pentru mine, după ce am trecut prin mai multe experiențe neplăcute, este că am înțelegere, liniște, fericire. Ajung acasă de drag. Asta este cel mai important pentru mine. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.